La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Sărut, mâinile, bine te-am regăsit! Suntem în alb amândoi, bănuiesc, datorită temperaturilor ridicate, nu? Sau a fost doar coincidență? Nu. Eu mă dau mare. Așa. Eu mă dau mare cam apă din fântână. Simt permis să spăl două tricouri pe săptămână din cauza asta, doamna Oana. Nu e din alt motiv. Da, noi râdem, glumim, dar e cam trist în țară. Multe județe au probleme cu apa potabilă, în primul rând. Autoritățile fac apel la cetățeni să nu mai folosească apa la potabilă. La cumpătare. Da, la cumpătare. Pentru a uda... Ce? Ce? N-am văzut pe Tanțoș Barna, pe ministrul nostru, îmi pare rău pentru roșii, a trântit-o și el așa cu roșii în fasole, știi, ca să fie, să nu zic altfel. Da, e într-adevăr, când e sece, te gândești ce faci cu apa. Dacă îmi plouă, ce faci? Dai foc la niște case ca să folosești apa aia când plouă? Adică trebuie să fie o leacă rezonabil. Primul lucru pe care eu l-aș recomanda ministrilor noștri e să folosească mai multă apă în meniul de zi cu zi. Asta poți să înțelegi ce vrei, Oana, nu are rost. Adică cu mai multă apă. Apa este obligatorie să o ai cumva. Nici nu mă interesează ce gândire au, ce strategie au, cum vor să o facă, nu e relevant pentru mine. Nu poți să ceri unei comunități de oameni să nu mai bea apă. Oana, cea mai mare greșeală, ți-o spun ce înseamnă, cea mai mare greșeală din perspectivă, cum să zic eu, psihosocială, dacă putem să luăm așa, este să avertizezi asupra unui fenomen rău și să pui o preliște. Știi foarte bine că atunci, bă, era nicio problemă, era secetă, beam și noi câtă apă, beam, că asta este. Ai sentimentul că după momentul ăsta nu mai folosiți apă, toți o să arunce haine, să fim transpirați, nu mai facem duș vreo două săptămâni, să mergem așa murdar pe stradă. Nu poți să faci așa, mai rău faci când ai asemenea, mesaje pe piață. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut de domnul Raed Arafat, rar mi se întâmplă să-mi placă mie de ce zice domnul Arafat, care a fost a avut un mesaj foarte șeful Departamentului Național pentru Situații de Urgență, DSU România. Când a dat mesajul. Mesaj, a zis, domnule, nu vă panicați, avem rezerve de apă, statul român are rezerve de apă, Oana. Statul român are rezerve de apă, cum are rezerve de grâu, adică să nu ne panicăm că rămânem fără apă. Va fi apă, să nu se sperie lumea, va fi apă. Și tu, haideți să ne înțelegem, și preoții lucrează asidu zilele acestea, se roagă, era să zic, se roagă în instituțiile lor ca să plouă. Poate nu se roagă toți odată și din cauza asta n-au de bunuțul rugăciunea, dar eu sunt convins că ei se roagă, că a dat patriarhul orden și se roagă toată lumea pentru să vină ploaie. Da, nu știu în Suceava, încă n-am auzit de situații. Da, a fost apel, dar n-am auzit de situații de localități în care să se meargă cu cisternele cu apă, spre deosebire de... Suduțări. Botoșani, de exemplu, sau unde de vecinul nostru, se întâmplă, și Iași, unde sunt comune cu program, cu apă. Da. Nu, la noi, la Suceava, singura localitate, Potești, unde unul dintre consilierii de acolo a făcut apel pe o rețea de socializare la cumpătare. Bănuiesc că a fost așa mai mult pe tendințe, s-a dus domnul consilier ca să mai iasă un pic în evidență, nu s-a dus neapărat pentru că e o problemă. E în Suceava... Mulțumim domnului, treaba e bună. Adică încă stăm foarte bine. Stăm foarte bine. Hai să fim cinstiți, în Suceava stăm foarte bine. Și, cum să zic, chiar e bine la ceva. Am fost astăzi la încolo spre Rădăuți, veneam, ogoarele arată impecabil, Oana. Porumbul e porumb, e verde, din ăla, era zic, marca aia de bere. Dar n-o zic. Au un verde la crud, adevărat, frumos, cartofii verzi, adică grâul era recoltat, nu arată rău. Ce sunt? Băi, nu arată rău. Adică nu arată rău. Mulțumim Dumnezeu, Doamne, bun, aici mulțumim. Bun, aici pomenit la un dat de sud, acolo este... E măcel, acolo e măcel, dar nici n-au făcut nimic ca oană. Dar nici n-au făcut nimic ca pentru irigații. Are, fiecare s-a descurcat cum a putut, lasă că ne dă bunuțul și ploaie și anul ăsta, și anul ăsta. Și a dat bunuțul și acum 10 ani, și acum 9, și acum 8. Și băi, dar la un an am făcut și el pauză. Ei, opriți-vă, mă, mai faceți voi ceva. La noi dacă merge cumva să, nu neapărat să fentăm, să mai mânăm, e pe amânare. Pe amânare. Da, la noi pe amânare. Până la 31 iulie avem voie să ne recenzăm acum. S-a mai amânat încă o dată. S-a mai amânat amânarea amânării pentru data limită. Da, eu ce vorbeam acum două luni, nu? Stai liniștit, Oana, că venim din concediu, ne reîntoarce și îți termini luna diasporei și după luna diasporei, au prin septembrie, înainte să înceapă școala, o să ne anunți. Am terminat. La naiba am terminat. N-am terminat de recenzat. Ne-am plictisit.
nu mai merge nici serverul, nu-i dă eroare. Hai mă, ziceți care mai vreți să veniți, veniți, care nu mai veniți, mai veniți. Suntem de toată jena. Pe bune, suntem de toată jena. Nici nu mai am cuvinte să spun, nu mai am cuvinte. Localități, să fii tu primar peste 10.000 de oameni, să nu știi, să nu știi ce și cum. Hai Oana, că asta e Caterinca. Ți-am mai spus, orice primar care este la al doilea mandat în funcție și tare mie că majoritatea sunt, știe și câte găini ai în bătături. Ăla știe. Când te duci la el, îți spune exact câți votanțare, câți votează cu el, câți aduce vicile, cât directoarea economică de la primărie, câți directorul de la spații verzi. Adică da, vezi, aici știe exact suntem noi deficitari. Las că merge așa. Adică dacă mai putem prelungi, nu, domnule, ăsta e termenul, până la termenul data X, de toată veniți, lumea, gata, nu mai... Și dacă ai sesizat, am ascultat, ai sesizat cu siguranță că ai fost atentă pe subiectul ăsta care se cheamă statistică și recensământ. Primăriile trebuiau să asigure recenzorii pentru activitatea aceasta. Primăriile au zis, da, nu avem oameni. Ha, 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 hi, 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 ceva de genul ăsta. Na, noi nu avem oameni, legea te obligă să-i dai personal, da, să-i dai forță umană, tu nu ai acea forță umană, după care vai, dar na, ai câștig cum e. A dat guvernul legea asta, legea, s-a hotărât că face încesământ, primăriile trebuie să asigure, să mortu, pe sistemul ăsta, hai să... Hai, pe bune? Ia hai să văd. Și ăștia, bă, dar nu avem un comun aici, nu avem. Să vă dea primarul. Nu are. Vai de mine ce facem? Păi vai de mine ce facem? Mai amânăm o lună, da, și deci mai amânăm o lună. Și concediile, vorba ta, începe și școala. Oana, și la începutul școlii vorbim de recensământ. Vorbim de recensământ și după aia datele de eroare din recensământ. O să fiu o Caterinca. Noi, așa îmi place cum merge țara asta. Eu sunt fascinat. Eu îți mulțumesc pentru prezență. Te aștept mâine la știrile Bucovina TV.